mergem mai Chirila? Și mă mai car și cu dita mai casetofonul. Cred că m-am gândit mai bine. Uite, aici ar fi loc. Ce spui? Pentru popas? Păi pentru popas? Păi da, că de la Sfântul Gheorghe încoace facem 10 pași, facem popasul. Da, am obosit, fată. În perioada asta toată lumea petrece, toată lumea iese cu familia, uite, la picnic. Da, Chirilă, noi suntem un popor de petrecăreți. Păi da, mă, Paulină, și ce vezi rău în asta? Și noi când mai muncim, Chirilă. Aoleu, Paulină, după 1 mai nu mai e nicio sărbătoare, fata. Și tot românul are timp să muncească și noi să ne continuăm drumul până în Bucovina. Măi, Chirilă, dar tu ai de gând să faci mare chef aici. Puțin spus. Dar ce, tu nu știi că toată lumea vrea să petreacă de 1 mai? Dar 1 mai a trecut, Chirilă. Și dacă e 3 mai, nu putem sărbători? Deci noi acum facem cheful de 3 mai. Dar tu nu te uiți la știri? Cum e o sărbătoare, toți românii sar cu grătarele prin păduri. Uite, Pauline, că m-am pregătit. Vezi? Uite, am adus ceva bun să pune pe grătar. Iată, vezi? Și asta mâncăm noi, Chirilă? Să moară dușmanii, Paulină. Să nu ne audă careva. Și dacă ne aude? Aoleu, Paulină, tu încă nu te-ai prins de șmecherie. Nici nu știam că e vreună. Este, Paulină. Cu slănină faci fum mult. Deci scopul nostru este să facem fum. Nu, Paulină, nu fum. Pâncă să facem. Că toți cei care trec pe drum și ne văd așa în fum, cred că avem tone de carne, fată. De-aia ne-am așezat noi aici lângă drum. Normal, să ne vadă toți. Chirilă, mai încet că ne facem de râs. Ce s-a întâmplat, omule? Stai, ce-ai pățit? Ce Miorico! Ce s-a întâmplat? De unde vii? Ce-i cu tine? Măi, stai, să-mi revin. Stai să spun. Ce-ai pățit? Nu știi că eram cu Paulina, am pus de un grătar, am cumpărat slănină și am făcut un fum. Și? A luat foc și nu se mai vedea om cu persoană. Cum să-l lași pe Paulina acolo? Dar ești bărbat. Poliția! Tu rămâi, fata, că eu am plecat. Stai! Și mai stă mult așa? Cam până pe la 5. De ce? Păi au trecut niște prieteni de-ai mei, știi? Știu sigur că se întorc pe la 5. Și să înțeleg că tu vrei să te vadă. Și să mă simtă. Tu-ți dai seama ce să se oftice când o să mă vadă tot aici? La cât fum ai făcut, sunt sigură că or să te vadă. Aoleu, Paulină, dar tu cu cine ți-ai fată? Cu mine sau cu dușmanii mei? Chirilă, îmi plăcea mai mult când erai troglodit paranormal. E, mentalist paranormal, Paulină. Auzi, Paulină, știi ce idee am eu? Ce lipsește, măi, de la petrecerea asta? Ia spun. Nu mă interesează, că e fum destul. Un dans, nu vrei să te fac un dans? Asta mai lipsa. Ei, ce faci, dragă? Am obosit. Gata? Ai mâncat? A fost bun, Chirilă? Măi, am gustat ceva, da. Era un fum acolo, a trebuit să plec. Doamne, Chirilă, cum ai lăsat-o singură cu fumul? Păi am intrat pe o poartă, înțelegi, pe care scria intrarea strict interzisă. Și dacă intrarea strict interzisă, Chirilă, de ce o las singură mereu pe Paulina? Auzi? Dar crezi că se poate întâmpla ceva? Normal, dacă scrie strict interzis. Asta chiar că e poliția, să știi, eu am fugit, nu mai stau. Pauline, nu sta, fă-te că mănânci, acuși vin prietenii mei. Chirilă, eu am tot spus și am să tot repet. Tu mă uimești, poți zice trece, măi băiatul. Așa sunt eu, spontan. Măi, spontanule, dar te-ai gândit tu că dacă vine poliția, ai încurcat-o? Am încurcat-o amândoi. De ce te scoți din ecuație? Dar nu fac nimic. Chiar dacă nu ești eroina principală, faci parte din figurație și tot infracțiune se numește. Ce spui tu, mă, acolo? Nu mă interesează, eu nu vreau să fiu infractor și eu măcar de aici. Te rog, stai măcar până la 5, când poate o să treacă prietenii mei. Da, dar să știi că dacă întreabă cineva, eu n-am nicio vină. Ba mai mult, Paulina, le spun că tu ești supervisor. Adică tu ești nebunul și eu sunt șeful tău, nu? Sau ce vrei să spui? Nu, Paulină, tu doar supraveghezi acțiunea mea spontană. Bine, mă, mai nebunit cu fumul ăsta. Hai, Chirilă, eu zic să mergem. Eu vreau să mă vadă tot neamul folcloresc, că nu mai pot de bine. Eu zic că te-au văzut destui. Da, prietenii mei nu m-au văzut și ți-am spus că vreau să mă vadă. Dar rămâi tu singur, că eu am plecat. Înțelege că nu e bine ce faci, Paulină, să lasă seara. Și nu e bine să fii singură fără un însoțitor de nădejde. Dacă ești tu acela, mă lipsesc mai bine singură. Bine, Paulină,
Tu ești șeful. Dacă tu nu vrei să mai stă, mergi și eu cu tine. Ce faci, mă? Păi, n-ai zis că plecăm? Odată sunt și eu de acord cu tine și te împotrivești. Cine, Doamne, iartă-mă să te mai înțeleagă și pe tine? Păi cum mă lași toate alea aici, tu pleci? Ai dreptate, o să iau slănina. Păi și mizeria asta de aici, cine o strânge? Paulina, la câte tone de gunoi rămân după 1 mai? Ce mai contează un kilogram în plus? Pentru mine contează. Plecăm doar după ce faci curat. Nu știam că ești ecologist. Sunt. Pământul e casa noastră. Cei care merg la grătar trebuie să-și strângă neapărat urma lor. Dar nu eu le-am făcut, Paulina. Am spus că nu plecăm până nu strângem toate gunoaiele. Păi dacă știam, Paulina, chemam și televiziunea. Era o lovitură de imagine. Băi, dar tu nu faci nimic fără să te știe televiziunea, fără să te știe întreaga țară, fără să te știe fanii. Folcloresc. Nu fac nimic, mă. Paulina, acolo la voi, în Oltenia, cine vorbește, fată? A? Muierea sau bărbatul? Ia zi. E, cine crezi tu? Muierea e bună de gură, Chirilă, muierea. A, ba nu că mie îmi place, dar hai să ne concentrăm. Hai. Faci mult fum și se oftică toți. Mișto asta. Așa, stați acolo, nu vă mișcați. Paulina, scopul nostru este să facem fum. Că dacă vine poliția, am încurcat-o amândoi. Doamne, ajută-mă, Doamne! Scapă-mă, Doamne! Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Măi spun... Nu așezau noi lângă drum. Normal, să ne vadă toți, Paulina, că n-am, fraților, prăjim carne!